Bugetul pe 2015 a fost votat de Parlament, dar încă nu a fost promulgat de către președinte, deoarece a fost contestat la Curtea Constituțională. Dacă această promulgare va întârzia, anul 2015 va debuta cu un alt buget decât cel prevăzut inițial, astfel că bugetul prevăzut pentru luna ianuarie 2015 va fi identic cu bugetul din aceeași lună a anului trecut. Bugetul pe 2015, care este un subiect de actualitate, pentru că el a fost votat de Parlament, dar nu a fost promulgat de către președinte, pentru că a fost contestat la Curtea Constituțională, așa cum știți. Astăzi, chiar în ziua în care ținem conferința de presă, se va discuta la Curtea Constituțională contestația făcută de către PNL, noul PNL, adică cele două grupuri parlamentare care au mai rămas în Parlament, totuși grupul PDL și grupul PNL vechi, au contestat acest proiect ca având elemente de neconstituționalitate, legându-se de faptul că n-a fost promulgat sau n-a fost trimis în Parlament în termenul legal și a fost trimis mai târziu și că încă nu ar fi făcut pe baza unei strategii fiscal-bugetare. Vom vedea ce va spune Curtea Constituțională. Cert este că dacă se întârzie promulgarea legii bugetului, e clar că anul 2015 va începe cu un alt buget. Adică va începe cu bugetul pe 2014, împărțit la 12, astfel încât bugetul pe luna ianuarie 2015 va fi bugetul pe luna ianuarie 2014, care va avea în prevedere ce a avut și anul trecut. Adică nu vor putea fi puse în aplicare prevederile noului buget, care se referă la anumite, zicem noi, avantaje, pentru că el se bazează pe o creștere economică de 2,5 și un deficit bugetar de 1,8%, ceea ce a permis ca să existe creștere de subvenții, să existe o creștere a pensiilor cu 5%, mai multe elemente legate de persoanele cu dizabilități și, nu în ultimul rând, creșterea salariului minim, care va crește de la 900 la 975 începând cu 1 ianuarie, urmând ca de la 1 iulie să ajungă la 1050. Deci nici creșterea salariului minim nu va fi posibilă. De asemenea, nu vor putea fi alocați bani mai mulți pentru fondurile europene, pentru că bugetul deja prevăzut pentru 2015 pentru fondurile europene pentru cofinanțare este de 10 ori mai mare decât cel din 2014, ceea ce reflectă atenția deosebită pe care guvernul în 2015 o are pentru atragerea fondurilor europene. Noutățile privind bugetul pe 2015 sunt plafoanele minime ce au fost aprobate pentru toate localitățile, astfel că, în mod special, comunelor li se va aloca o sumă minimă obligatorie de 1,5 milioane de lei, deoarece în România se află aproape 2000 de comune cu un buget sub 1,5 milioane de lei. De asemenea, orașelor și municipiilor li se vor aloca anumite sume minime pentru o bună desfășurare a tuturor activităților prevăzute în acest an. Ce aduce nou bugetul acesta mai este și o chestiune legată de administrație. Și anume, au fost aprobate plafoane minime pentru toate localitățile. Astfel încât, pe baza bugetului 2015, fiecare localitate, și aici mă refer special la comune, îi se alocă o sumă minimă obligatorie, și anume 1,5 milioane de lei. Deci, de ce? Pentru că la ora actuală în România sunt 1800 de comune care au buget al lor local sub 1,5 milioane. Ceea ce înseamnă că ele nu își asigură din bugetul local toate sursele necesare cheltuielilor cu administrația ale comunilor respective. Și atunci, ca să nu mai existe acea, cum să zic eu, discuție cu cei de la Consiliul Județean pentru ca să li se
suplimenteze la sfârșit de an bani pentru ca ei să poată să-și asigure funcționarea în bune condiții a administrației locale, s-a prevăzut această limită de 1,5, dar asta este linia limitată de 1,5 minime, este pentru comune. Există pentru orașe 6 milioane, pentru municipii 50 de milioane și așa mai departe. Deci există niște limite ale fiecarei unități administrative. Deci acest lucru, vreau să spun că a fost făcut de comun acord cu și a fost chiar la inițiativa PNL-ului, fiind un amendament care a fost adoptat în cursul dezbaterilor bugetului și culmea amendamentul acesta care a fost făcut la cererea PNL-ului a fost contestat la Curtea Constituțională tot de PNL.